Dragii mei, astăzi ne aflăm cu Porto în parc și cu Raluca. Vom exersa mersul la pas fără les. Totodată vom avea secvențe în care îl vom lăsa liber de unde îl vom chema. Vom vedea cum se desfășoară acest fenomen. Va fi o exemplificare interesantă pentru cei care vor să ducă la un anumit nivel câinele în disciplina pe care o exersează acasă. Mă numesc Cătălin Cornea, rămâne să vedem ce se întâmplă. Ședințe avem? 14 sau 15. Și cum ți se pare? Uite-l cum merge! Prima dată nu reușeam să-l țin în leză. Mergi în dreapta. În dreapta? Da, da. Porumbei. Ce facem noi la porumbei? Drept înainte. Ce facem noi cu porumbei? Sigur, nu are sens mersul la picior fără lesă dacă acesta nu funcționează în mediul real, acolo unde ne întâlnim cu distrageri la tot pasul. Doi pași înapoi și cheamă la tine. Din așa, îți pune pas din nou, pornește. Ți s-a întâmplat să-l lași liber? În ședințele noastre? Da. Și? Ce ai făcut? Ai alergat după el? Mă, nu te cred. Ba da. Cred că mă păcălești. Pe bune. Ai crezut că e noroc? Ai crezut că a venit din noroc, nu? Da, da, da. Dar nu era scurt. Adică, intrezit azi dimineața, ne-am pus în prim, acum când exercam. A venit la mine, mi-am timp și alergam. Și din alergat, atât la pas. După cum ne și relatează Raluca, un mic secret al acestei evoluții este faptul că poate să repete cu câinele în lipsa dresorului. Spune-i gata, du-te. Gata, du-te. Continuă. Știți motto-ul. Orice câine poate fi dresat indiferent de rasă, indiferent de vârstă. Sistemul Cătălin Cornea este eficient. Oamenii participă activ la ședințele de dresaj și își fac temele acasă. Sistemul de instruire a oamenilor, unic în peisajul dresajului canin din România, se bazează pe o experiență îndelungată și implică aprofundarea unor cunoștințe spectaculoase de psihologie și comportament canin. Poți să-i spui pas, vii. Porto, pas. A văzut cățelul. Nu-i nimic. Doar o distragere cățelul. Te oprești, îi spui să așeze. Stai. Bine. Bravo. Poți să-i spui gata, du-te. Gata, du-te. Am văzut cățelul acolo. Nimic. Hai, cheamă-l acum. Porto! Du-te. Porto! Insistă și te duci. Insistă și te duci. Sper că v-a plăcut exercițiul nostru cu Porto astăzi, însă eu cu Raluca și cu Porto vom exersa în continuare acest element, introducând distrageri din ce în ce mai puternice în peisaj.
Important este că funcționează, sistemul lucrează în favoarea noastră. Mâine, poimine o să vedeți chemări și o să vedeți deplasări la pas cu cele mai puternice distragere din punctul de vedere al lui Port. Sunt Cătălin Cornea, ne revedem pe viitor. La revedere!